Una din figurile proeminente pe care le-au dat găgăuzii culturii basarabene a fost preotul și scriitorul Mihail Cechir. El a fost profesor de geografie și istorie a religiilor, protoiereu, cărturar, inițiator al cărților tipărite în limbile română și găgăuză. Primul a tradus Vechiul și Noul Testament în limba găgăuză. A făcut studii la școala duhovnicească, ca mai apoi să învețe la seminarul teologic din Chișinău, unde a fost angajat ca profesor, care devenind preot și-a consacrat întreaga viață bisericii întâmpinarea Domnului, fiind și paroh, dar și profesor de legea lui Dumnezeu. În anul 1881, după absolvirea seminarului teologic din Chișinău, găgăuzii contemporani îl numesc pe Mihail Cechir apostolul limbii tipărite. El a luat parte alături de ieromonahul Gurie Grosu, viitorul mitropolit Gurie, la restabilirea tipografiei moldovenești. Mai apoi a fost paroh la Biserica Mazărache din 1884 până 1919. A fost și deputat în zemstva guberneală din 1905 până în 1908. Cea mai mare parte a vieții sale, Mihail Cechir a consacrat activității pedagogice. Prima sa ascultare pe acest tărâm a fost funcția de educator la școala spirituală de băieți din Chișinău, pe care a exercitat-o din decembrie 1882 până în iulie 1883. Apoi a fost numit șef al bibliotecii. 3 ani mai târziu a fost ales președinte al Consiliului Pedagogic Chișinău pe lângă Ministerul Învățământului. În calitatea sa de paroh a bisericii școlare, părintele Mihail era duhovnicul elevilor și al pedagogilor, numărul cărora creștea pe an ce trece. Printre ucenicii săi figurează și personalități notorii, precum viitorul arhiereu Gurie, preotul și poetul Alexei Mateievici. Un conținut deosebit îl are lucrarea sa Istoria găgăuzilor din Basarabia, publicată în 1934, pentru care numele lui Mihail Cechir merită să fie înscris cu litere de aur în istoria găgăuzilor. Până la ultima sa suflare, părintele Mihail Cechir a avut grijă de găgăuzi. În anul 1938 este înmormântat în cimitirul central de pe strada armenească din capitală. Astăzi, una din filialele Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecicu Hașdeu reprezintă cultura și literatura găgăuză și poartă numele acestui mare cărturar. În Găgăuzea, pentru merite deosebite, se oferă Ordinul Mihail Cechir. El va rămâne înscris în Cartea de Aur a Basarabiei.